și fostul atacant al FCSB-ului. Mă rog, el cred că a rămas cu ideea că a jucat la Steaua. Da, asta e problema lui. Glumesc, bineînțeles. Cyril Tereau, cel care a jucat foarte mult, dar a fost foarte profitabil pentru club, pentru că atât cât a jucat, după aceea a fost vândut o sumă foarte bună. Hai să vedem ce spune el după experiența de la Arena Națională. Did you miss the guys in the atmosphere? Yeah, no, it was nice. And it's my second game I watch in this stadium. The atmosphere was better in Ghencea, when I might remember. A doua oară când vin pe acest stadion, nice. Dar eu țin minte că atmosfera era mai frumoasă them, în Ghencea. Like Mimi told me, it was bad moment, but they win, so it's good. You came with good luck. Yeah, I told him, like I'm coming with good luck. I see them in the when they play against Anderlecht. Nu-mi dau seama cu cine a vorbit, i-a spus că vine cu noroc. Și așa a fost pentru FCSB. And, I tell him like I'm coming for some luck and yeah, I'm happy they win. Sunt bucuros că a câștigat FCSB. What? They can reach playoff? Do you think that they can reach? Crezi că pot ajunge în playoff? Now they have like two more games to play, right? And if they mai sunt două restanțe, nu? Da. Cred că I think it was more important to find new coach and cred că vor ajunge acolo, e important să găsească un nou antrenor. It was important to stop to all this lose and so they are going to meet. Și a fost important și importantă și victoria de astăzi ca să întrerupă așa o serie mai proastă. Making a joke that you might be a good fit for Steaua Bucharest right now. No, it's finished. 39 years old, like am 39 de ani, s-a terminat. Like it's 2 years I stopped and am lăsat de 2 ani. And then now for me football is finished. Just pentru mine s-a terminat cariera de jucător. And I like people here in general. When I was in Italy, a lot of people from Romania like stopped me and talked with me. Și când jucam în Italia, mulți oameni din România mă opreau pe stradă și îmi spuneau că mă cunosc. I come to Bucharest because I like the city and the people here. Vin des la București, îmi place lumea de aici. But I don't know it was here. And I don't play with him because it was before me. But I know it was when I was in Fiorentina it was doing the license for me coach, so I saw him there and it's nice. Dar nu știu despre cine vorbește, un fost jucător al FCSB-ului de dinainte. What is the level of football in Romania compared to when you played? Yeah, but the only difference I think with Steaua Bucharest when I was playing it was like in 50% of the team it was national team from Romania, so now I think it's a little bit different. Atunci când jucam eu era echipa FCSB-ului era jumătate din echipa națională a României. Acum parcă s-a mai schimbat lucrurile. I think the level is good, like the stadium is amazing and stadionul este it's nice to uimitor, nivelul este bun. Nice football like this. When you play in Moscow, it's one team, now it's in the first league and second league. No, and it was strange because I talked sometime with Meme, like the team, it was not good when I was there. Sometimes they win championship and it's very different, like every year is different team are on the top and that's nice. It's doing like the championship is good. A întrebat despre Steaua și FCSB, dar nu știu cum a fost situation that two clubs fight for the name of Steaua. Acum am înțeles întrebarea. They explain me but I play for Steaua. No. Mi s-a explicat ceva, dar eu știu că am jucat la Steaua. For this team, FCTB, right? Yeah. And pentru echipa asta am jucat, nu? For this team. After this, like something politic, I really don't know because I just hear about the little problem, rest, but nu, I don't pricep, know nu știu. What's happened, so yeah. What do you miss the most from Romania? Ghencea. Stadium where you de ce ți-e dor cel mai mult din România? De Ghencea, spune Cyril Tereau. Da, foarte frumos. Mai avem timp de o declarație scurtă. Hai cu Adrian Șut. Salut! De când a mai fost o așa bucurie în vestiar? Bună seara! În primul rând, după fiecare victorie este bucurie în vestiar. Da, este un derby. Dar nu ca asta. Da, pentru că este un derby, este cel mai important meci al sezonului. Tot timpul vrem să câștigăm meciul, mai ales meciul acesta. Adică toate meciurile vrem, dar ăsta e cel mai... Cred că determinarea cea mai mare. Cine este DJ-ul în vestiar acum, că tocmai ai venit din vestiar? Păi sunt mai mulți. Câteodată pune Vlad, câteodată Bilel. Sunt mai mulți care pun muzică. De... Nu e problemă. Toți. Ascultăm tot genul de muzică. Tot fel. Spune-ți spre meci, care e secretul victoriei voastre? Cred că
am fost foarte determinați, am avut ambiție foarte bună, foarte mare, ne-am dorit foarte mult. Știam, n-am luat în calcul niciun egal, nimic, nici decât rezultatul de victorie. De unde atâta încredere? Noi avem încredere noi la fiecare meci. Poate uneori ne iese, uneori nu ne iese. Dar noi încredere avem tot timpul și dăm tot ca să câștigăm fiecare meci. Povestește-ne despre faza în care ai fost și tu implicat. Cum a fost acolo? Nu știu exact. Ce ai simțit? Am fost în presiune. Știu că m-au întrebat dacă m-a lovit mingea în mână. I-am zis că nu știu cum aveam. Mi-a dat, cred că m-a lovit în mână, dar nu știam poziția corpului, cum aveam mâna exact. Le-am zis că nu știu și nu pot să le zic exact. Dar le-am zis că cred că m-a atins și mână. Când vorbești de încredere, de motivare, de stare bună în care sunteți, acum ați reușit să se schimbați lucrurile atât de rapid? Veneați după două înfrângeri destul de dureroase. Da, dar într-un derby cred că nu mai ții cont de nimic, dai totul ca să câștigi și am încercat să fim determinați, să fim concentrați și să avem voie bună vestiar, să dăm totul la meci. Asta ne-am dorit cel mai mult. Puteți să o țineți tot așa în continuare, pentru că ați avut foarte multe sincope în acest campionat. Când ați părut că v-ați ridicat, următoarea etapă ați cufundat. Noi sperăm să fie un restart pentru noi, să de aici să ținem mai în victorii și la finalul sezonului chiar să câștigăm campionatul. Noi asta ne dorim, asta e obiectivul nostru. Nu mai sperați la câștigarea campionatului? Normal, tot timpul o să sperăm până la final. Cum e cu Mihai Pintili, antrenor? Cu ce a venit în plus? Pinte ne cunoaște pe fiecare în parte, ne cunoaște foarte bine, este tot timpul alături de noi, că rămâne antrenor principal sau că nu, tot timpul o să fie acolo cu noi și ne cunoaște pe toți. A fost și în vestiar înainte să retragă și e un om foarte important pentru noi. El a spus că nu vrea să rămână. Tu ți-ai dorit, voi vestiarul ce vă doriți? Noi nu putem să decidem. Noi primim pe oricine. Noi și dacă rămâne Pinte sau oricine, noi o să dăm tot ce avem mai bun din noi pentru fiecare om care vine. Păresc că vă simțiți bine cu el. Da. Poate îi puneți și o vorbă bună. Noi nu putem să-i spunem ce să facă. Noi o să dăm tot ce avem mai bun la fiecare meci. Am mai sesizat așa de la declarații și apropo de motivația celor de la FCSB, Radu, am văzut că s-a cam uitat de Dinamo. Asta e derbiu. Asta e... Păi, cine-i de vină? Dinamo, în primul rând. În primul rând Dinamo, da. Da. Dar e interesantă mutația așa, rapidă. Nu neapărat... Există o Steaua Dinamo în Liga 2. Există un Steaua Dinamo în Liga 2. Aici e celălalt. Totul este acoperit. Da. Da. Eu am observat altceva. Am observat teama fizică a unora dintre jucătorii Rapidului. Onea părea terorizat. Părea urmărit de niște fantome ale trecutului. Nicefer nu mi s-a vrut cel mai curajos. Ceda dueluri, încerca așa o floricică, vedea că nu merge, depune armele. Au fost inhibați, nu știu, blocați, au fost scoși de acolo din carapace, din mediul lor optim, unde se simțeau foarte bine și unde jucau foarte bine, și aduși aici s-au trezit cumva pe teren ostil. Dincolo de alte neclarități și greșeli, mie mi s-a părut că pentru prima dată în acest campionat, Rapidul a avut în componență jucători fricoși. Bun, sigur, nu e o rușine. Dar e o surpriză, pentru că, din câte știu, Adrian Mutu nu învață să fie fricos și învață să primească lupta deschis. Da? Pe urmă, aș reveni o secundă la declarația lui Octavian Popescu. Acolo e un soi de aroganța candidului, eu așa îi zic. În momentul în care tu spui în văzul lumii, eu n-ascult niciodată, nu s-ascult niciodată de nimeni, îți pregătește rândul pentru... Ascultă criticile, stai puțin, poate ascultă de cei care îl laudă, nu-i problemă. Asta o fi vrut să spună, dar e și altceva. Dacă n-asculți de nimeni pe lume, ori ești geniu, ceea ce Octavian Popescu nu pare a fi, ori îți pregătește eșecul. Valabil și pentru arhitecți, și pentru compozitori, și pentru strungari. Trebuie să asculți, tu trebuie, de când intri în lume, trebuie să te înțelepțești. Da? Ori forma asta de trufie, după un meci bun, foarte bun, care vine după alte meciuri în care ori n-ai fost pe teren, ori când ai fost te umplu de rușine, nu cred că e o ștampilă foarte bună pentru un jucător, repet, cu calități, înzestrat, dar care trebuie să învețe să se cunoască. Și aici trebuie să-i ajute și alții, să-l ajute și alții, cei din jur. Adică să nu-l asigure de complicitatea lor, să spună, bine le-ai făcut, le-ai zis-o, le-ai închis gura, bravo, ci încet, încet, așa, cu duhul blândeții, să-i spună că lumea e un pic altfel decât crede el la vârsta asta. Vali Crețu, care, să fie clar, nu e Beckham. Da, mă așteptam de mult. E și într-un derby și am câștigat în această seară și sperăm să
puținem pe această cale. O victorie și neașteptată cumva? Nu, toți băieții am simțit motivați, așa trebuie să fim la fiecare meci, spiritul ăsta de echipă chiar ne-a lipsit, nu știu de ce, chiar nu știu, dar de acum încolo trebuie să arătăm mult mai bine cu reacție, cu căterea mingii, cu agresivitate, atitudine, toți băieții chiar au fost... Și-au dorit foarte mult în această seară. Cu această meci? Nu știu, știi, mă bucur că am dat 3 goluri într-un meci cu Rapid. Asta mă bucur foarte mult și sperăm de acum încolo să facem lumea fericită și să avem jocul acela care îl știe toată lumea. Cu această meci trebuie să facem? Da, trebuie să fim acolo sus pentru că așa sunt așteptările și la fiecare meci trebuie să intrăm așa. Trebuie să marcăm 2-3 ori la fiecare meci, la ce calitate este aici, dar ne lipsea, nu știu, această atitudine, spiritul ăsta de echipă, de agresivitate și chiar mă bucur că în această seară... A dus Mintilia acest spirit pe care a dus? Da, el ca jucător a fost așa și chiar... A fost lângă noi, ne-a vorbit foarte, foarte mult și toți ne-am unit și ne-am dat seama, pentru că oricare ar veni, orice antrenor ar veni, tot de jucători de fine. Ați jucat și pentru ei în seara asta? Nu știu, eu la fiecare meci joc pentru mine și familia mea, în restul, nu știu, fiecare cred că jucătorul joacă pentru el și cei apropiat. Acum, normal că joci și pentru cei care sunt la echipă și, în primul rând, joci pentru tine și familia ta, și asta e cel mai important. Și mă bucur că am câștigat. Dar ce v-ați spus?